Timizi, întrebători, puțin speriați, deși de mână cu părinții ori bunicii, așa au pășit azi pentru prima dată la școală și într-o clasă, proaspeții elevi ai clasei pregătitoare. La liceul pedagogic vor funcționa trei astfel de clase, iar bobocii au fost primiți în săl de clasă special amenajate pentru ca micuții să se simtă cât mai bine. Cum ți se pare aici la școală? Bine. Despre clasă ce părere ai? E frumos? Da. Ție cum ți se pare aici la școală, la clasă? Bine. E frumos? Da. Da? O să-ți placă aici? Da. Da? Îți pare bine că vii la școală sau mai degrabă mai vrei să rămâi acasă cu mami? Mai bine, îmi place la școală. Alături de pedagogic, la Școala Generală George Emil Palade, fostă numărul 15, au fost înființate tot trei clase pregătitoare. Micuții au fost primiți cu căldură sufletească, săl de clasă curate, proaspăt vopsite, cu mobilier nou și baloane cu heliu. Și ai fost la grădiniță până acum? Uh-huh. Și acum ce ai făcut? Ai venit la școală? Da. În ce clasă ești? Pregătitoare. Clasa pregătitoare, da? Bravo! Și o să-ți placă aici? Aici ai făcut prieteni? Da. Ia, arată-mi doi prieteni de-ai tăi. Care ți-ai făcut în clasă? David. Câți ani ai, David? 5 ani și 8 și 9. N-ai făcut 6 ani încă, nu? Dar o să faci, o să crezi mare. Da, m-am 3 luni. M-am 3 luni de școală și după aia începe ziua mea. Câți prichindei aveți în clasă? Avem 28 de prichindei în această sală de clasă. Și le faceți față? Sigur că da. V-ați pregătit special? Să știți că m-am pregătit special pentru acest moment. Am fost și la cursuri de formare pentru clasa pregătitoare și în plus chiar am făcut activități de documentare personală pentru a găsi modalități cât mai plăcute de a ajunge cu activități de învățare la această categorie de vârstă. Și ce rechizite trebuie unui copil din clasa pregătitoare? Păi, aproximativ aceleași rechizite care i-ar fi trebuit și în clasa 1 sau la grădiniță. Creioane colorate, carioci, creioane de scris, acuarele. În prima zi de școală, una mai scurtă, micuții au fost vegheați cu atenție de pe culoar de părinți. Unii privesc cu ochi buni clasa pregătitoare, alții nu. Mi se pare că de vreme sunt pe școală? Nu, mi se pare în regulă. Chiar sunt mulțumită. Cred că era mai bine să fi rămas ca înainte clasa pregătitoare la grădiniță. La clasa pregătitoare, copiii nu vor avea manuale și nici uniformă. La pedagogic și școala numărul 15, părinții vor fi admiși în încintă doar o săptămână. Până atunci, micuții vor trebui să deprindă singuri drumul până la sălile de clasă, chiar dacă acestea sunt la etajul 2.